În porturile de la malul mării se aflau luni dimineață 37 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 34, erau în portul Constanța și 3 în portul Midia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, îngrășăminte, containere, fier vechi sau laminate. De asemenea, potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau pe 6 septembrie 15 nave, dintre care 11 așteptau pentru operare, iar 4 nu aveau operațiuni portuare. O altă navă fără operațiuni portuare se afla în portul Mangalia. La avizări, luni dimineață, potrivit raportărilor, erau 10 nave, 9 pentru portul Constanța și una singură pentru portul Midia.